Cum amintați, domnul Câmpeanu a anunțat că se vor redeschide școlile din septembrie cu prezență fizică, sau cel puțin așa își dorește ministrul și premierul Florin Câțu. Credeți că de data aceasta va fi un succes redeschiderea școlilor în format fizic? Am mai încercat în trecut o perioadă, apoi au apărut cazurile, s-au închis școlile, vom trece din nou prin ceea ce am trecut acum câteva luni? Am văzut și un lucru bun la acest guvern, pe această perioadă. Am înțeles că au acceptat solicitarea PSD ca săptămânal să existe două testări pentru elevi și pentru cadrele didactice. Și dacă acest lucru se va întâmpla, eu cred că va fi, nefiind un specialist în sănătate, dar trecând cu toții prin această pandemie, am văzut că atunci când Organizația Mondială a Sănătății striga într-una testați, testați, testați la noi, se întâmpla ceva și după aia am văzut evoluția cazurilor. Dacă se va testa și se va izola din timp cel care este, din păcate, infectat, fie că vorbim de un copil sau de un profesor, cu siguranță vom traversa cu bine și nu vom fi obligați să ținem iarăși copiii acasă într-un învățământ online care, credeți-mă, nici copiii nu-l agrează și nu, sau majoritatea copiilor nu-l agrează, sau cel puțin vorbesc de copiii mei, nu-l agrează și nu considerăm că este un învățământ care să poate fi un învățământ de calitate. Deci România nu e pregătită de învățământ online și... Oricum nu suntem pregătiți de învățământ online și asta s-a văzut, nu doar din dorința de a critica, dar să repetăm un pic experiența anului trecut și se pare că actualii guvernanți n-au învățat nimic din experiența anului trecut. Ne-au închis școlile anul trecut prin martie, dacă nu mi-aduc aminte, sau aprilie, cu promisiunea că în septembrie vom deschide școlile în siguranță. Ați văzut ce fiasco total a fost. Sper că în acest an să nu fie acest lucru. Nu văd măsuri, în afară de ceea ce am spus, că noi am solicitat la un moment dat această dublă verificare săptămânală, testare săptămânală a profesorilor și elevilor și se pare că va fi acceptată de actuala guvernare, nu am văzut altceva. Mai sunt câteva zile, să sperăm că totuși le dă Dumnezeu mintea cea de pe urmă.